Am revenit, suntem în direct. Profesorul universitar Silviu Gurlui este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara, domnule profesor, și vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara. Românii dau dovadă de solidaritate în această perioadă, iar dumneavoastră nu ați rămas indiferent la suferințele, mari suferințe ale celor care vin din Ucraina. Ați fost în mai multe vame de aici, din România. Ce ați văzut acolo? Să știți că pentru cei care ne ascultă, informațiile pe care le dau sunt în premieră. Așa. Este adevărat că cumva într-o grabă, pentru că așa sunt condițiile, duminică am organizat o campanie de strâns de ajutoare undeva de la 7 dimineața până la 11 dimineața, cu un camion foarte mare s-a strâns foarte multe ajutoare și am plecat în nord. Să spunem un pic istoria și să dau câteva detalii. La Vama Hrădăuți-Prut, la Stânca Costești în special, dar și la Sculeni. Cea mai grea situație am întâlnit-o la Stânca Costești. Acolo este un cort amenajat în vecinătatea Vămii. Sunt foarte mulți voluntari, dar condițiile sunt extrem de dificile. Sunt epuizați acei voluntari. Sunt necesare tot timpul alimente și o serie de, să spunem, de elemente de igienă, lucruri pentru copii în primul rând. Și am să spun, dacă să spun aici, în primul rând pentru copii Pampers numărul 5, asta este cea mai solicitată, apoi conserve, fructe, elemente de igienă, de asemenea, cum spuneam, da? Șervețele umede și așa mai departe, pastă de dinți, tot ce este în acest lucru, în acest context. Mă scuzați. În regulă. Vorbim de Vămii, de la frontiera. Acesta a fost un prim puls pe care l-am luat. Acolo am lăsat în urmă o serie de colegi de-ai mei pentru a face traducerile, pentru că există o mare, mare lipsă de oameni care să facă, să înlesnească comunicarea cu cei, cu refugiații, cu oamenii care vin din Ucraina. Și am venit încoace, dar de asemenea am reușit să obțin informații mereu de acolo, să trimitem microbuze, să trimitem alimente, ce a fost necesar. Foarte mulți de acolo, din acea vamă, au venit fie și la ore târzii, la 4 dimineața, spre exemplu, a fost un prim convoi acum 2 zile și de atunci, undeva la un centru comercial de aici, din Iași, și de atunci au venit și au crescut foarte mult. Se știe faptul că, sigur, în primul val au venit oameni din Ucraina care aveau o altă situație materială, s-au dus. În spate a venit acest val, valul 2, să spunem, cu oameni mai foarte necăjiți sau care vin pe jos. Un mare handicap a fost în primele, să spunem, zile ale acestei perioade, adică acestei perioade, de undeva de sâmbătă încoace, și anume că, practic, aceste granițe din nordul țării, Rădăuți, cum spuneam, Stânca Costești sau Sculeni, ca și la Albița, era permis doar transportul mașinilor. Deci cei care erau sau care sunt în Republica Moldova și tranzitează, stăteau acolo și abia, dacă se ruga de o mașină sau alta, să ia. Incredibil. Este clar. După care, sigur că se impuneau microbuze, se impuneau autobuze ca să treacă de la o vamă la cealaltă și să poată să fluidizeze acest lucru. Lucru care s-a realizat, văd eu, în ultima perioadă și au început de altfel să vină astfel de valuri. În partea de la Albița, spre exemplu, astăzi au fost, să spunem, valuri foarte, foarte mari. Au fost acolo foarte multe, foarte multe, foarte multe, și o spun încă o dată, mașini particulare din Iași, microbuze, autobuze. Deci voluntari. Sunt așa? Voluntari, sunt nu greșesc, sute de oameni care se oferă astăzi să dea o mână de ajutor, fie cu bani, fie cu produse, fie să le ofere casa. Au fost sunat din Irlanda, din Anglia, din Italia, pentru că ei și-au casele aici cumva și le pot pune la dispoziție și mi-au lăsat informații și cum, și acestea au fost deja comunicate și pe vari site-uri și le primesc și le dau mai departe, că sunt necesare astfel de informații. De asemenea, sunt multe centre din Iași, sunt universități, sunt centre comerciale, sunt restaurante care s-au fost asociate cu aceste centre comerciale și este o solidaritate fantastică. E o solidaritate fantastică, o mai spun încă o dată, și foarte, foarte mulți oameni din privat, de asemenea, au ajutat cu ce s-a putut.
Multă suferință ați citit în ochii copiilor. E o suferință foarte mare, dacă te gândești că, uitați, spre exemplu... Erau dezorientați, cu siguranță, erau, mulți dintre ei sau cei mai mulți dintre ei. E un lucru firesc. Ei nu știau unde călătoreau copii cu care călătoreau de undeva. Cazurile pe care le-am văzut eu, așa, într-o primă privire, să spunem așa, contact cu cei de acolo, duminică, noaptea, pe la 11 noaptea am plecat de acolo, de la Stânga Costești, veneau de la peste 800 de kilometri, călătorind 4 zile au călătorit copiii aceia. Era greu. Și la astfel de corturi, sigur, voluntari oferă un ceai cald, fie cafea, fie alimente, ceva, cât să fie, mă rog, să fie ajutați. Și cu haine, cu pături, că este și o perioadă foarte, foarte grea. Și de asemenea am asigurat și trebuie asigurate mai departe condiții pentru a putea lua legătura cu cei de acasă sau cei de acasă din alte părți, de fapt, din Europa, că au cunoștințe, au rude. Adică au și le-am oferit de cartele de telefon, le-am oferit și sunt oferite de gratuite firme. Chiar de companii, sunt donații pentru a avea acest suport pentru rețelele de telefonie din țară. Cei mai mulți dintre ei au plecat sau vor să plece în alte țări, domnule profesor, din discuții? Cei mai mulți sunt care vor să plece, sunt care rămân, încă nu știu ce au, mă rog, sunt tulburați, foarte mulți, sunt sute și sute în Iași, multe sute, dar acestea se amplifică, cresc de la o oră la alta, cum v-am spus, în varii zone ale Iașului, în spitale, toată lumea s-a mobilizat exemplar, foarte mult, foarte, foarte mult. Au nevoie de traducători, nu există, e o lipsă foarte mare, atunci comunicarea este foarte grea. Foarte mulți au apelat la traducerea prin mijloacele pe care le avem la dispoziție și iată un ajutor foarte, foarte mare. Au nevoie de consilier psihologic, au nevoie de medici, au nevoie de medicamente de foarte multe ori și am înlesnit cu posibilitățile mele și foarte mulți au făcut la fel cum am făcut și eu de altfel, să ne ajute o serie de medici cu o consultare sau cu medicamentele potrivite pentru a asigura cele necesare pentru copii, pentru cei în vârstă, pentru vari categorii, să avem cele necesare. Și s-a făcut lucrul ăsta în condiții extraordinare. Oamenii s-au mobilizat foarte mult. De toate vârstele sunt? Sunt de toate vârstele. Sunt copii în Iași de până la un an. Dar și în condiții grele, sigur, au ajuns sau aici, parte, spre exemplu, din foarte multe valuri, nu spun că scoordonate de mine, dar m-a ajutat să ghidez microbuze, mașini mici spre Albița, spre exemplu, astăzi, că vă pot da niște exemple. Copiii veniți de la Odessa au fost trimiși de prietenii mei înspre Polonia, pentru că acolo aveau rude și au fost opriți la Arad, pentru că, știți, în ultimele ore s-a dat sau Ungaria, de fapt, a interzis intrarea copiilor în țară, acolo, deci în Ungaria, doar pe baza certificatului de naștere. Deci poți ieși din România, dar nu mai poți intra în Ungaria, decât cu pașaport. Ori foarte mulți, și era și acest caz cu cei doi copii, și-au rămas în Arad, nu au posibilități, nu au posibilități materiale. Vă spuneam că este valul 2, valul oamenilor cu posibilități foarte, foarte reduse. Nu au posibilități de a se descurca și se duc mai departe, se duc la rude cu o contribuție, cu ajutorul persoanelor din Iași. Este un... Deci prin donațiile efectuate sau voluntar, fiecare ajută cum poate. De aceea trebuie spus și ne așteptăm ca foarte multe familii, copii să nu mai poate să plece spre Ungaria cu trenul, spre exemplu, este cazul de dinainte. Alte ori înțeleg că se poate prin Serbia, Slovenia și mai departe să ajungă în Europa de vest, prin alte mijloace, sau înțeleg cu avionul se poate. Da, cu avionul am înțeles că se poate, trebuie să verificăm acest aspect. Trebuie verificat acest lucru, dar asta este o problemă în plus, faptul că prin Ungaria nu se mai poate circula, deci e vorba de copii. Îi blochează acest pe lucru, este clar oameni. Că toate aceste familii vor fi blocate pentru o perioadă de timp în țară, în Iași în special, pentru că zona aceasta este, pare să că cea mai greu încercată, dar este adevărat că sunt ajutoare foarte mari primite și din partea altor cetățeni și companii dinspre Neamț, în Roman, de asemenea mai nordul țării, spre Botoșani
și în sud, de peste tot. Curg foarte multe mesaje, fie de o parte, fie de alta, dar toate sunt într-o disperare. Ne așteptăm să vină în continuare, să vină în ne așteptăm să fie mult mai, foarte, mult mai mulți ucraineni foarte să multe, vină, așa? Foarte multe mesaje și e clar că este o creștere foarte mare, dar există și o disponibilitate foarte mare a cetățenilor din Iași. Este un lucru admirabil. Așadar, Iașiul ar putea, adică va face față și unui număr va mai mare de face față, nu știu până la ce, la limită, ce nivel. Așa. Eu am acordat azi un interviu la o televiziune europeană, la RTL, și am spus că există, România are nevoie de un ajutor substanțial din partea Uniunii Europene, din partea Europei, pentru că mă aștept ca să existe un val atât de mare încât să fim depășiți ca și posibilități. Chiar dacă există o disponibilitate din partea fiecare dintre noi și ajutăm cu totul, practic există o limită a posibilităților și mă aștept sau ar trebui ca să existe măsuri extrem de consistente din partea Uniunii Europene să ne ajute pe noi pentru cei pentru refugiați, că noi nu mai putem face foarte multe, cred eu, peste câteva zile. Veți merge în continuare la aceste vămi, domnule profesor? Eu sunt în contact direct zi și noapte cu cei care sunt plecați în vari, cum v-am spus, în aceste vămi. Merg și eu de asemenea, mâine am la dispoziție un microbuz pus la dispoziție de o companie din Hârlău pentru mine și pentru cei care vor să ajute pentru câteva zile cu combustibil total să pot să merg, pentru că între timp și mașina mea s-a stricat, să pot să am mașina la dispoziție, să pot călători înspre aceste vămi cu alimente și să pot aduce înapoi încoace spre Iași cetățeni cu cele mai mari probleme, să spunem. Dar după mine sigur vor veni foarte mulți oameni, foarte mulți vin, dar și ajutăm cu tot ce se poate. Nici condițiile meteo nu sunt favorabile, să spunem așa, mai ales în aceste zile. Vorbim de copii, de mame, spuneați dumneavoastră, care nu sunt neapărat în mașini, care au venit... Sunt copii care, sigur, de foarte multe ori sunt familii unite cumva și atunci când... Vorbim de grupuri, așa? Sunt copii speriați pentru că nu pot sau văd că sunt cumva dispersate familiile, pentru că așa sunt condițiile, sunt mai multe mașini care participă simultan. Și locurile simultan. De cazare la fel și sunt locurile limitate de cazare unele. Și știu că sunt de multe ori situații din acestea care sunt naturale. Reacția noastră la schimbare, la ceva nou, după atâta oboseală, după atâta stres, dar sunt oameni bolnavi care sunt după o așa epuizare, după un așa stres, este clar că suferințele lor pot fi crescute și de aceea și eu și foarte mulți o cer ca medicii să se implice cu atât mai mult pentru consiliere, pentru a ajuta pe cei care deja au suferințe, anumite suferințe, nu intru în detalii. Am văzut, domnule profesor, și unități spitalicești private oferă asistență gratuită refugiaților din Ucraina, ceea ce e un lucru de apreciat. Este un lucru de apreciat. Am spus, deopotrivă, sau mai ales partea aceasta de privat și oamenii simpli de orice categorie ajută, nu numai din țară și din străinătate, și cu bani, și cu tot ce se poate, omenește, tot ce se poate ca cei care sunt în suferință să aibă un confort minimorum omenește, să iese din acest impas și mai departe să-și continue călătoria sau să găsească aici, eu știu, o perioadă de timp, un acoperiș după care să se întoarcă în țară. Uniunea Europeană, spuneați că ar trebui să ne ajute când vine vorba de... Deci acum este o perioadă foarte grea pentru România, pentru partea aceasta de est României. Și nu știu cât de mult cetățenii vor mai putea și companiile din Iași. Vor mai putea face față. În zona aceasta Iașiului este foarte... Și în Botoșani sunt foarte mulți voluntari, sunt epuizați. Sunt oameni care cad din picioare, i-am văzut, epuizați, nu mai pot face față pentru că stau acolo... Perioade continue, perioade foarte, foarte mari de timp. Sunt asociații care, voluntari, care fac lucrul ăsta. Nu e perioada și nu e, cred că, momentul cel mai potrivit să aduc o critică a anumitor instituții. Nu. Dar mă aștept ca acestea să se mobilizeze mult mai mult. Pentru că acum, în primul front, văd oameni simpli și companii private care pun mână de la mână
este un gest admirabil de solidaritate umană. Domnule profesor, 3 minute până la sfârșitul jurnalului, ne anunță colegii, într-o altă ordine de idei, știm că orașul Cernobâl a fost luat cu asalt de ruși. S-a înregistrat un nivel ridicat de radiații sau suntem liniștiți? Eu monitorizez îndeaproape acel areal și nu numai, cu acei senzori disponibili prin varii rețele în Ucraina și evident că și în România. În România sunt instituții de asemenea care o pot spune și o pot certifica. În zona aceasta României nu există niciun pericol. În Republica Moldova nu există până în momentul de față niciun pericol. Iar în acea zonă a Cernobâlului, este adevărat, pentru anumite zile au fost, dar acum sunt în parametri mai buni, au fost concentrații destul de mari, foarte mari, de aproximativ 20 de ori ale să spunem, nivelului de radioactivitate și aceasta fiind cauzată, se presupune, dar aceasta am presupus-o chiar înainte de a fi acest val, această creștere, de o anume activitate umană în preajma reactorului 4 la Cernavodă, pentru că există să spunem, foarte multă radioactivitate în sol, în vegetație, de la acel accident din 26 aprilie 1986 și orice, fie incendiu, fie, cum v-am spus, orice activitate din aceasta, chiar și, cu atât mai mult dacă e vorba de trafic greu, trafic din acesta și multe și multe altele, duc la o creștere, exclud și ar fi o catastrofă inimaginabilă dacă acest reactor 4 și altele, poate din Ucraina, ar fi, să spunem, afectate de un proiectil sau dintr-un accident oarecare să se întâmple ceva, ar fi o tragedie. Eu cred că există suficientă înțelepciune din partea tuturor celor la care stau acolo și, să spunem, se îngrijesc de securitatea acestor reactoare, pentru că toți vom suferi crunt. Domnule profesor, vă mulțumesc tare mult pentru prezență, felicitări pentru tot ceea ce faceți în aceste zile. Spor în toate, multă putere. Vom mai organiza așa, foarte multe campanii în Iași și voi anunța oamenii și în drum oamenii să fie la fel de receptivi, la fel de, să spunem, solidari ca până acum, să nu se descurajeze și să-și canalizeze eforturile pe cât se poate pentru a ajuta acești oameni în suferință care ne cer ajutorul acum. Ne țineți aproape și pe noi. Vă mulțumesc încă o dată, domnule profesor. Doamnelor și domnilor, jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simo Da by Simona Vasiliu.